Bună, sunt Elena și bine v-am găsit sau regăsit pe canalul meu. Astăzi vă vorbesc despre romanul lui Anthony Doerr și anume Toată lumina pe care nu o putem vedea. Romanul apare în anul 2014 și la noi îl găsiți tradus la editura Humanitas. Acțiunea se desfășoară preponderent în Franța, în timpul celui de-al doilea război mondial, prezentând viața a două personaje și anume a lui Marie-Laure LeBlanc și a lui Werner Fennig. Marie-Laure este o tânără ce își pierde vederea în copilărie și pentru ea lumea este reprezentată de către tatăl ei, lăcătuș la Muzeul Național de Istorie Naturală din Paris. Werner este un orfan dintr-un oraș minier din Germania și dă dovadă de un talent aparte în ceea ce privește repararea diferitor obiecte, în special a aparatelor radio. Când începe războiul, Marie-Laure împreună cu tatăl ei părăsesc Parisul. Aceștia se mută la Saint-Malo, un oraș pe care fata trebuie să-l învețe după macheta creată de către tatăl său. Dar fără știrea fetei, din Paris mai pleacă un obiect împreună cu ei, un obiect foarte important care le va influența viața. În aceeași perioadă, Werner este luat de lângă sora sa Jutta din orfelinat și este dus la o școală. La această școală, băiatul trebuie să-și cultive talentul și să muncească pentru țară. Tot aici, băiatul face cunoștință cu viața de adult și încearcă să țină piept. Toată lumina pe care nu o putem vedea este o carte ce arată imaginea de ansamblu a războiului văzută prin ochii unor copii. Prin ochii lui Werner, care odată cu trecerea timpului și cu evenimentele ce au loc, nu mai este atât de sigur de corectitudinea cuvintelor ce se spun la școală. Nu mai știe ce este bine și ce este rău, iar acest lucru îl macină în continuu. Prin ochii lui Marie-Laure, care vede războiul prin alte simțuri, fata încearcă să înțeleagă natura umană și motivele care au dus la schimbarea ordinii pe care o știa. Romanul lui Anthony Doerr prezintă un conflict armat internațional nu din perspectiva soldaților, ci din perspectiva civililor, din perspectiva copiilor și a modului în care aceștia percep toate evenimentele ce au loc în jurul lor. Stilul autorului este unul ușor liric, iar în text apar o multitudine de metafore. Acestea contrastează cu imaginile sumbre ale realității și oferă o aură aparte lecturii. Toată lumina pe care nu o putem vedea este un roman despre capacitatea omului de a merge mai departe în cele mai tragice împrejurări. De a vedea frumosul acolo unde acesta nu mai există. De a-și păstra o formă de sensibilitate într-o lume unde iubirea devine un sentiment indezirabil. Dacă vă place ficțiunea istorică, romanele în care acțiunea are loc în Franța și dacă ați citit și v-a plăcut Hoțul de cărți, vă recomand cu mare drag să citiți și romanul lui Anthony Doerr. Atât pentru astăzi, să aveți o zi cât mai frumoasă! Pa, pa!